Iar însă precipitațiile vor fi tot mai puține, mixte la început, apoi vor predomina ploile. Jurnalul de seară la Digi24, bun găsit tuturor! Rudele unui pacient COVID care a murit fără aer aseară la Victor Babeș vorbesc în seara asta la jurnal. Oamenii sunt devastați de felul inuman în care a murit apropiatul lor. Dar sunt și revoltați. Care sunt vinovații rudelor victimelor tragediei de la Victor Babeș în această seară la Digi24? Și tot în această ediție a jurnalului despre problema de fond, marea problemă care se ascunde în spatele tragediei de la unitatea mobilă ATI. Tirurile roșii sunt soluții de avarie, dar pentru o perioadă scurtă de timp, atrag atenția specialiștii consultați astăzi de Digi24, oamenii au murit la Victor Babeș pentru că s-a rupt cârpeala, ceea ce era de așteptat. Ce vom face mai departe? Coasem cârpeala și ne rugăm să nu cedeze din nou, pentru că nimeni nu a făcut locuri de terapie intensivă, deci avem nevoie de tirurile roșii. Iată-i astăzi, după tragedie, pe Vlad Voiculescu și Dan Barna, dând din colț în colț în legătură cu locurile la terapie intensivă. Câte locuri sunt, de fapt, la terapie intensivă? Conform raportărilor zilnice ale spitalelor, vorbim despre 1687 de paturi de terapie intensivă avizate de DSP. Sunt funcționale, dar lucrurile diferă de la o zi la alta. Vorbim de asemenea, deci vorbim despre 1687 de paturi, 1582 sunt avizate de DSP, 1582 și 105 sunt paturi suplimentare, dar în funcție de nevoie, în funcție de cine sunt pacienții, lucrurile sunt diferite de la o zi la alta, pentru că vorbim despre 50 de paturi destinate copiilor, vorbim de asemenea despre paturi destinate unor monospecialități, în unități monospecialitate, precum oftalmologie, obstetrică. Practic, dacă un pacient cu o problemă care ține de oftalmologie obstetrică are și nevoie de terapie intensivă COVID-19, atunci merge către acel spital. Altfel, patul respectiv nu va fi ocupat. Domnule ministru, există de la 1500, de la 1480, fie pentru copii, fie pentru copii, sau fie pentru patru, pentru specialitate. Da, vorbim despre... Exact. Sunt 0 paturi libere la terapie intensivă, domnule Barna, și ministrul Sănătății spune că avem 1687. Ați văzut datele prezentate de Ministerul Sănătății? Sunt datele exacte și reale de care discutăm. Păi realitatea este că avem 0 paturi libere. Provocarea și lupta este exact aceasta, de a păstra mereu măcar cu un pat peste nevoia și peste... Dar nu avem niciun pat, nu avem ce păstra. Și sunt peste 20 de oameni intubați în locuri. Mulțumesc frumos, o zi bună! Începem cu Breaking News, un document pe care vi-l prezentăm în premieră, în exclusivitate la Digi24. Este vorba despre un ordin al Ministerului Sănătății prin care se schimbă măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor COVID. Documentul a apărut deja în Monitorul Oficial, poartă semnătura secretarului de stat Andreea Moldovan și pare că pică din cer. Nimeni nu știa despre acest document. Până și prefectul Capitalei se declară surprins, de spus că în conformitate cu noile prevederi, cu aceste reguli noi, Bucureștiul ar trebui să intre în carantină. De neînțeles ce se întâmplă, această totală lipsă de transparență, exact în momentul în care ministerul condus de Vlad Voiculescu este prins într-un turbion al acuzațiilor de despotism și opacitate. Intră în direct cu noi acum Carla Tănasie. Carla, ce e cu documentul ăsta? Este un ordin de ministru care schimbă criteriile de intrare în carantină a localităților. Este un ordin și un subiect despre care vorbim din luna martie, când secretarul de stat Andreea Moldovan ne spunea că vrea să facă acest lucru pentru că acele criterii vechi care erau la momentul respectiv nu sunt unele care să arate realitatea. Atunci ne promitea că va comunica noile criterii, că le va explica, că vor fi făcute simulări, însă de atunci și până în acest moment au trecut săptămâni bune. Nu a mai fost absolut niciun fel de comunicare pe această
temă și astăzi l-am văzut direct în monitorul oficial. Asta înseamnă că de mâine ar putea intra însă în vigoare. Nu se va putea totuși întâmpla acest lucru pentru că trebuie făcută metodologia de către INSP. Și haideți să vedem ce se schimbă. De exemplu, criteriile pentru instituirea carantinei zonale pentru municipii. Vorbim aici și de București și sunt 7 astfel de criterii, după cum puteți vedea. Fiecare criteriu are câte un punctaj și dacă acum am calculat, am vedea că acel punctaj minim pe care îl vedeți acolo sus de 60 de puncte este îndeplinit. Practic, DSP ar putea propune în acest moment intrarea în carantină a capitalei. Au fost scoase două alte criterii, respectiv personalul din spitale, dar și din DSP-uri, dacă este suficient, și complianța cetățenilor la respectarea măsurilor de protecție. Și astfel au rămas cele 7 și vorbim de numărul de teste efectuate în 7 zile, de rata de pozitivitate în ultimele 14 zile, rata de incidență cumulată în 14 zile, trendul de incidență pentru ultimele 14 zile, numărul de cazuri din focare, dar și totalul din județ sau din localitate și gradul de ocupare al paturilor din ATI, dar și din celelalte, din celelalte secții. Așa cum spuneam, problema rămâne până la... Este un ordin clar mult mai dur decât cel vechi. Spun și specialiștii acest lucru și când spun mai dur, mă refer la faptul că localitățile ar putea intra mult mai repede în carantină și este un ordin care nu a fost explicat înainte să fie publicat în monitorul oficial din informațiile Digi24. Premierul, de exemplu, nu știe de acest ordin. Am sunat și prefectul și nu știa nici dânsul despre acest ordin. Vom vorbi însă de el mai pe larg, puțin mai târziu, când în legătură directă va intra cu noi chiar secretarul de stat, Andreea Moldovan. Mulțumesc, Carla Tănase, mulțumesc pentru detalii. Cum spuneai, în câteva minute vom reveni la acest subiect. Ne interesează ce e cu acest ordin și mai ales cum va fi el aplicat. Criteriile sunt mult mai dure, iar capitala ar trebui să intre în carantină. Evident, ne interesează și reacția prefectului capitalei. L-am lăsat să se edifice, să vadă despre ce este vorba, pentru că încă nu aflase de apariția acestui ordin. Audieri maraton la poliție după tragedia de la Victor Babeș, București. Poliția și parchetul încearcă să lămurească de ce s-au blocat în același timp toate ventilatoarele din terapia intensivă mobilă instalată în curtea spitalului. În ciuda eforturilor supraomenești ale medicilor, care s-au chinuit 10 de minute să-i țină în viață pe pacienți, 3 dintre ei au murit. Nu e clar acum cine a chemat poliția. La 112 au fost date 2 apeluri, dar numai pentru a cere ambulanțe pentru transferul pacienților. O problemă de creștere bruscă a presiunii de oxigen în tir, care a făcut ca aparatele să intre în sistem de autoprotecție și să se oprească. Mai bine de 40 de minute. Atât a durat lupta în tirul ATI de la Spitalul Victor Babeș. Baloanele de oxigen au fost singura soluție a medicilor și asistentelor care au încercat să-i țină în viață pe bolnavi până la transferul în alt spital. 3 dintre ei n-au supraviețuit. Exact ca un fir ne-a murit. Nu a interesat pe nimeni că i-a băgat un tirul ăla. Ce ai șase de ani? Și am vorbit cu 2 zile înainte. Cu doctora de sală, mi-a zis că e bine. M-a sunat nașa lui sora mea și spune că a intubat-o. A dus-o și a intubat-o. Dar n-am știut că e în tirul ăla. 16 și 25 de minute este ora la care unitatea mobilă ATI s-a transformat într-o capcană pentru pacienți. Ventilatoarele se opresc brusc. Primul apel la 112 vine abia în jurul orei 17 și jumătate. Atunci un medic sună la numărul de urgență, însă nu ca să anunțe poliția, ci ca să ceară mai multe ambulanțe pentru transfer. Am întrebat, odată ce am ajuns acolo, dacă poliția fusese anunțată. Nu mi-a fost confirmat acest lucru, așa încât am rugat ca poliția să fie anunțată și de asemenea aparținătorii să fie anunțați imediat. Polițiștii și procurorii au aflat de tragedie la ore bune distanță. Au deschis un dosar penal și au mers de urgență la Spitalul Victor Babeș. Îmbrăcați în combinezoane, anchetatorii au strâns toate probele din tirul ATI.
Eu, într-adevăr, am fost sunat de către domnul director general adjunct 1, domnul Gavriș Emilian, și care mi-a comunicat acest lucru. În jurul orei 19:30. Prima ipoteză ar fi această presiune mărită în cadrul instalației de oxigen, dar nu știm ce a cauzat. Polițiștii s-au autosesizat împreună cu procurorul, au mers la fața locului și au făcut cercetare la fața locului. La final, în schimb, au continuat ancheta cu audierile. Primii care au fost pe listă au fost managerul spitalului, dar și angajatul care se ocupa de mentenanța aparaturii. Au fost cei care au dat detalii cu privire la ce ar fi putut să producă tragedia. Ne spune și nouă ce s-a întâmplat cu aparatele alea. Păi nu s-a întâmplat mare lucru. Astăzi au continuat audierile. Trei cadre medicale, care erau la spital chiar în momentul tragediei, au povestit procurorilor tot ce s-a întâmplat aseară. Au mai fost probleme cu ventilatoarele în trecut? Aveați tot ce vă trebuia acolo? Pacienții erau supravegheați? Ancheta va continua cu verificarea aparaturii din tir. Ele stochează toate alertele pe care le-au avut, iar polițiștii își vor da seama cu ușurință dacă ele aveau defecțiuni. În paralel, vor verifica și stația de oxigen. Este locul în care presiunea a crescut fără explicație. Sunt două piste pe care anchetatorii merg. Fie stația de oxigen s-a defectat, fie un angajat a crescut presiunea din greșeală. Și totuși, cine a aflat primul? Cine pe cine a sunat? Cine pe cine a anunțat? Iată explicațiile lui Raed Arafat. Dacă nu mă suna, sigur îl sunam. Dar aici s-a întâmplat să mă sune el înainte să-l sun eu. Dar oricum, eu obișnuiesc să sun și să anunț. De data asta, într-adevăr, n-am avut timp să sun și am fost sunat și am fost întrebat. Și asta nu este nicio problemă, nu înseamnă că nu l-am informat, înseamnă că s-a întâmplat să mă sune înainte să-l sun. Date noi despre firma care trebuia să se ocupe de buna funcționare a ventilatoarelor din tirul ATI de la Victor Babeș. Este vorba despre compania Medist SRL, înregistrată în urmă cu 26 de ani. Acționari sunt membrii familiei fostului ministru Sebastian Vlădescu, fosta soție și fiul dețin fiecare câte 25% din firmă în calitate de acționari. Firma livrează ventilatoare de producție americană în cele 5 tiruri ATI, dar și în unitățile de primiri urgențe, acolo unde din lipsă de spațiu la terapie intensivă sunt tratați pacienții COVID. 7 angajați ai firmei, printre care și managerul, au fost audiați după ce unul dintre tehnicieni a refuzat să verifice avaria pentru că era frică de COVID. Firma Medist SRL, înființată în anul 1994, este unul dintre cei mai importanți distribuitori de aparatură medicală din România. În toate unitățile de terapie intensivă mobile din țară funcționează ventilatoare livrate de această companie aduse din Statele Unite. Conform contractului încheiat cu IGSU, această firmă, odată ce le livrează, are obligația și de a se asigura că ele funcționează în parametri. În cazul incidentului de la Babeș, investigat acum de procurori, unul dintre angajații a refuzat să intre în tirul ATI pentru a verifica avaria de teamă că s-ar putea îmbolnăvi de COVID. Suntem în legătură cu autoritățile implicate în anchetă și vom pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare. Conform cercetărilor preliminare, ventilatoarele livrate de către compania noastră nu au prezentat probleme tehnice și funcționau în parametri normali. Este reacția firmei după aproape 24 de ore de la incident. Medist SRL a câștigat anul trecut peste 200 de contracte prin atribuire directă cu peste 50 de spitale din țară, inclusiv două unități aflate în subordinea Ministerului Apărării. Valoarea contractelor încheiate de companie a crescut cu peste 1 milion de lei în anul în care a debutat pandemia, iar legea a permis atribuirea de contracte fără licitații publice. Compania este deținută de membrii ai familiei fostului ministru al finanțelor Sebastian Vlădescu, care împreună dețin 50% din firmă. Fosta soție este acționar cu 25% în aceeași proporție ca fiul fostului politician. Am încercat să luăm legătura cu acționarii companiei, dar fără succes. Nu avem nimic de declarat în momentul de față. Vă rog să poftiți afară. Putem vorbi cu cineva din conducerea firmei Medist? Nu sunt în momentul de față aici. Cifra de afaceri a companiei Medist se ridică la peste 65 de milioane de lei, conform datelor înregistrate la Registrul Comerțului. 41 de oameni au murit în doar câteva luni în tragediile care s-au produs în spitalele din prima linie COVID. Este vorba despre Piatra Neamț, Matei Bal și acum terapia mobilă de la Victor Babeș. Nu au fost uciși de virus, ci de incompetență, neglijență,
Anchete peste anchete au fost deschise în urma acestor cazuri și concluzii încă nu avem. Noiembrie a fost cea mai neagră zi din istoria postdecembristă a spitalelor românești. În plin puseu al crizei sanitare, când zilnic aveam aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, cu pacienți mutați dintr-un colț în altul al țării, pentru că paturi libere de terapie intensivă nu mai erau, secția specială de la Piatra Neamț era cuprinsă de flăcări. 14 pacienți au murit, unii arși de vii în paturile în care erau imobilizați, conectați la aparatele menite să îi țină în viață. De la unul dintre ele ar fi pornit flăcările. Tragedia i-a mobilizat atunci pe decidenți. Toate spitalele sunt ATI-urile supraaglomerate, iar aparatura funcționează în continuu. Este posibil să se întâmple același episod în altă parte? Evaluarea pe care am cerut-o managementului a fost și cea de putere energetică a unei secții terapie intensivă care este în acest moment cu un consum mare, precum și necesarul de oxigen. Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a cerut o anchetă. Cea penală nu are, după aproape 5 luni de la incendiu, nici măcar o concluzie preliminară. Este blocată între expertize, audieri și cereri venite în avalanșă de la cei implicați. Pe 29 ianuarie, o altă tragedie are loc la Institutul Matei Balș din București. Un incendiu ucide pe loc 5 pacienți conectați la oxigen. Alți 100 sunt mutați de urgență la alte spitale. Însă 19 mor în zilele următoare, după ce starea lor se agravează. Urmează alte anchete anunțate, un nou duel al declarațiilor politice. Spuneți, vă rog, dacă erau toate avizele în ordine, dacă ați reușit să aflați informațiile acestea. Avizele sunt în ordine. Problema este că m-a întrebat de oxigen. Da. Ultima linie de oxigen a fost montată în decembrie. Și s-au făcut verificări? În conformitate cu proiectele, sigur că da. A ieșit rapid la iveală faptul că pavilionul 5 de la Balș nu avea autorizație de securitate la incendiu. Instalația de detectare a focului nu avea acoperire în saloane, iar cea electrică era supra-solicitată. A fost o intervenție foarte complicată, cu foarte multe forțe implicate. S-a reacționat extrem de rapid, în foarte puține minute, forțele de intervenție au intervenit, au stins focul, au mutat pacienții la alte spitale, însă, din păcate, pentru câțiva a fost prea târziu. Totuși, țin să felicit forțele de intervenție pentru promptitudinea intervenției. Nici anchetele deschise în acest caz nu au ajuns la un răspuns. Singura concluzie a fost a corpului de control al premierului, care a descoperit nereguli anterioare incendiului, pentru care a sesizat DNA. Vineri seară, pe 9 aprilie, aproape 100 de pacienți au părăsit cu scandal Spitalul Foișor din capitală, după ce unitatea medicală a fost transformată în spital COVID. Conflictul s-a mutat rapid în sfera politică, cu acuzații schimbate, mai mult sau mai puțin voalat, între partenerii coaliției de la guvernare. Concluzia amară a venit tot de la un politician. Când te îmbolnăvești în România și oriunde în lumea asta, trebuie să ai încredere în Dumnezeu și în sistemul de sănătate publică. Începând de vineri, oricine dorește se poate vaccina cu serul AstraZeneca, chiar dacă nu are programare. Decizia a fost luată la propunerea coordonatorilor centrelor de vaccinare, care spun că acestea sunt goale și că angajații stau degeaba. Comitetul Național de Vaccinare a decis ca românii care vor să fie vaccinați cu serul AstraZeneca să poată merge la centre cu buletinul și astfel să se imunizeze fără niciun fel de programare. Dacă sunt persoane programate, acestea vor avea prioritate. Fiecare centru va vaccina zilnic cu serul AstraZeneca maximum 96 de persoane. Pentru centrele de vaccinare cu AstraZeneca, în care nu sunt ocupate toate locurile, în care nu avem liste de așteptare, se pot prezenta direct persoanele pentru vaccinare, având asupra lor, desigur, cartea de identitate. Este important să fie cu o stare de sănătate bună. Se respectă toate procedurile și instrucțiunile emise de
CNCAV în ceea ce privește activitatea de vaccinare, însă trebuie să ținem cont de faptul că această posibilitate foarte probabil că va fi implementată începând de la sfârșitul acestei săptămâni de vineri pentru a ne asigura că există un număr suficient de doze în centrele de vaccinare, ținând cont de faptul că în momentul acesta alocarea dozelor către centrele de vaccinare se face în baza programărilor deja existente în platformă. Din momentul în care s-a făcut anunțul că oamenii se pot vaccina doar cu buletinul, la centrul de la baza sportivă Siderurgistul din Galați s-au prezentat 11 persoane. Imunizarea populației s-a făcut încă de la începutul campaniei doar cu serul de la AstraZeneca. Astăzi, pe platformă, la acest centru erau libere 295 de locuri, iar dintre cei care erau programați s-au prezentat la acest centru astăzi aproape 100 de persoane. Și la un centru de vaccinare de lângă Oradea, oamenii au venit optimiști la vaccinare. Aceștia speră că vor reveni cât mai repede la viața de dinainte de pandemie. N-am avut probleme. Nici la prima doză? Nici. Și nu vă e frică, chiar dacă se vorbește de reacțiile adverse la acest vaccin? Nu, eu mă duc cu tot dragul. Am auzit de riscuri, m-am informat, am citit, am evaluat, m-am psihanalizat, m-am anamnezat, am discutat cu medici. Am și oarecare probleme corelate cu problemele care le generează AstraZeneca, dar eu cred în valabilitatea acestui vaccin și merg cu încredere. Vă veți vaccina? Da. De ce? Ce vă face să aveți încredere în continuare în el? Pentru că vreau cât de mult să dispară odată, nu știu, toată treaba asta, să fim mai liberi. Dar și cu cât mai multe vaccinări, cred că cu atât vom scăpa mai repede. Potrivit raportărilor, în ultimele 24 de ore s-au vaccinat cu serul AstraZeneca aproape 10.000 de persoane. Profesorii care nu sunt vaccinați ar putea preda doar online, e declarația ministrului Educației. Sorin Câmpeanu a atras atenția că există o presiune din partea părinților ca cei care merg în clasă, profesorii care merg în clasă, să fie neapărat vaccinați. Vaccinarea este singura soluție pentru a încheia, rezolva această criză sanitară. Înțelegem și reticențele, reticențe pe fond și reticențe generate de tot ceea ce se promovează în ultimul timp vis-a-vis de un anumit tip de vaccin. Este o presiune din ce în ce mai mare, vă anunț, din partea părinților, care, sigur, fiecare este îndreptățit să aibă propriile îngrijorări, de a solicita reluarea școlii doar cu prezență fizică, doar cu cadrele didactice vaccinate. Este această presiune care s-ar putea să ne ducă la un moment dat bun. Cu tot dragul, colegii cadre didactice care nu sunt vaccinate vor preda online, chiar dacă și în școala respectivă vor fi activități cu prezență fizică. Este o ipoteză. E bine să ne gândim la toate ipotezele. Depinde cât de mare va fi presiunea în acest sens. Justificată. În Parlament a fost astăzi ca la piață. Senatoarea Diana Șoșoacă a fost oprită la ușa Comisiei Juridice din Senat pentru că nu avea mască. Asta a înfuriat-o și senatoarea a forțat intrarea în sală. A fost nevoie chiar de intervenția poliției după ce Șoșoacă a sunat la 112 și a reclamat că a fost lovită. Senatoarea trebuia să fie audiată în comisie după ce a fost acuzată că încalcă în mod repetat măsurile sanitare. În cealaltă cameră a Parlamentului, deputații pregătesc un proiect de lege prin care să-i sancționeze prin tăierea indemnizației cu până la 80% pe cei care încalcă regulamentul. După ce nu a fost lăsată să intre, senatoarea Șoșoacă a forțat intrarea și a dat buzna în sala Comisiei Juridice alături de soțul său.
După câteva minute, cei doi au ieșit din sală. Nu vor să înceapă ședința până când nu voi purta o mască precum a lor. Diana Șoșoacă nu a venit singură astăzi în Parlament la Comisia Juridică. Soțul ei a venit să o susțină, alături de un fost membru AUR. Soțul dumneavoastră este angajat al cărei instituții? Este angajat aici? Nu, vă întreb. Noi suntem angajat aici. Ce vă interesează dumneavoastră de soțul meu? Apoi a urmat a doua tentativă de a intra în sală, senatoarea a sunat la poliție. Doamne senator, nu mă rupeți piciorul. Nu vă rupeți piciorul, dar înțelegeți-ne și pe noi. Rupeți piciorul. Înțelegeți-ne și pe noi. Vă rugăm frumos, da? Înțelegeți-ne și pe noi. Rupeți piciorul. Doamne senator, înțelegeți-ne și pe noi. Deci dumneavoastră în acest moment... Doamne, nici nu știu, dar nu. Da? M-ați lovit. Nu v-am lovit, doamne. Bun, 1-1-2. Am nevoie de intervenția poliției, am fost lovită. Deci dacă doamna Scântei a dat dispoziție ca eu să fiu bătută la ușă, deci în momentul ăsta am chemat 112 pentru că a fost agresată și m-au lovit la picioare. Chiar nu mai este rușine? Asta numiți voi colegialitate și parlamentarism? Să interziceți unui senator să intre să discute cu voi și să fie bătut la ușă? Deci eu vă rog să încetați. Dumneavoastră să respectați, nu vorbiți mie de decență. După ce senatoarea Șoșoacă a sunat la 112, un polițist în civil de la secția 16 a ajuns în Parlament pentru audieri. Vreau să depun plângere penală împotriva tuturor celor din sală. Dar domnul este de la poliție? Da. Președinta Comisiei Juridice, Iulia Scântei, a reacționat în urma scandalului cu Diana Șoșoacă. Cer scuze tuturor cetățenilor români care, și dumneavoastră reprezentanților presei, care astăzi ați asistat la această procedură. Nu doar la Comisia Juridică au existat astăzi dispute, și la Camera Deputaților s-au încins spiritele. Deputații care nu purtau corespunzător mască au fost rugați să părăsească sala, însă nu s-au conformat. Mă văd nevoită să atrag atenția următorilor deputați, domnul Lucian Florin Pușcașu, domnul Daniel Ghiță și domnul Dumitru Coarnă, să vă conformați și să purtați masca în consecință dacă nu să părăsiți sala de plen. Eu am această adeverință medicală, am toate documentele medicale necesare. O port de multe ori din respect, dar în momentul în care mă sufoc la propriu, trebuie să iau aer. Eu am certificat medico-legal, adică adeverința medicală. Vă rog să-l depuneți la biroul permanent. Vă rog frumos să citiți legea și după aia veniți aici să ne țineți lecții de morală. Da, vă mulțumesc frumos. Dictatura USR Plus. Președintele Comisiei Juridice spune că Senatul este avertizat de YouTube cu închiderea paginii din cauza mesajelor Dianei Șoșoacă. Pagina YouTube a Senatului României a fost închisă pentru anumite postări video, înregistrări video ale lor, care au ca obiect lor de cuvânt ale doamnei senator Șoșoacă, pentru faptul că instigă contrar politicii asumate de canalul respectiv media online de a promova nepurtarea măștii. Autograful unuia dintre cei mai bine cotați fotbaliști din Champions League, Erling Haaland, cerut de arbitrul orădean Octavian Șovre la finalul unui meci, a ajuns astăzi în posesia unui centru de autism din Oradea. Autograful urmează să fie scos la licitație pentru finanțare. De-a lungul carierei sale, Șovre a colecționat un număr impresionant de astfel de semnături și tricouri. Toate au fost vândute pentru acțiuni caritabile. UEFA a criticat gestul asistentului român, deocamdată însă nu a anunțat nicio sancțiune. Să fie într-un ceas bun, să fie de ajutor tuturor. Cele două cartonașe semnate de atacantul norvegian al Borussiei Dortmund, Erling Haaland, au fost donate de Octavian Șovre centrului SOS Autism din Oradea. Pe lângă cartonașe, asistentul a oferit și o impresionantă colecție de tricouri primite de la jucători în activitatea sa internațională de peste 15 ani. Cred că vor fi foarte doritori și să vadă modalitatea prin care vor fi scoase la licitație aceste autografe, precum și alte obiecte care le mai au și cele care le vor primi. Arbitrul asistent a fost filmat la finalul meciului de Champions League dintre Borussia Dortmund și Manchester City, în timp ce îi cerea un autograf atacantului norvegian. Gestul său a fost inițial criticat de presă și de UEFA, însă multe voci au luat apărarea arbitrului român, după ce s-a aflat că totul este în scop caritabil. Eu sper că cei de la UEFA nu vor sancționa destul de drastic. Aș vrea să se pună ei un minut
în mintea părinților care avem copii cu autism. Avem 5 angajați care trebuie plătiți, plus terapiile beneficiarilor, materialele din care se lucrează sunt foarte costisitoare. Sperăm că și din acest eveniment și din aceste tricouri să supraviețuim un an de zile. Nu este prima semnătură celebră obținută de Octavian Șovre în cariera sa de arbitru. Impresionat de scopul acestei acțiuni, cunoscutul fotbalist argentinian Lionel Messi i-a semnat numai puțin de 9 cartonașe. Sunt în acțiuni și pentru noi este un exemplu ceea ce am făcut și cred că vom face cu siguranță și în continuare. Toate obiectele donate de asistentul Octavian Șovre vor fi scoase la licitație de 1 iunie, în cadrul unui eveniment online. Informația serii este un nou ordin al Ministerului Sănătății, prin care se schimbă regulile de carantinare. Conform acestor noi reguli, Bucureștiul ar trebui să intre în carantină. Nu știa nimeni despre ordinul ăsta și nici despre noile condiții, nici măcar prefectul capitalei. Ce am reușit să aflăm și care sunt reacțiile imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi! Jandarmeria Română. Procurorii DNA au descins în sediile militarilor, inclusiv în Unitatea Centrală din București. Anchetatorii au suspiciuni de abuz în serviciu în legătură cu organizarea unor concursuri. Despre ce concursuri este vorba, ne spune acum Ioana Ciurlea. Procurorii militari de la DNA au bănuieli și suspiciuni, dar au reușit să adune și probe care arată că au fi fost fraudate examenele organizate pentru trecerea subofițerilor în rândul ofițerilor. Concret, o parte dintre candidați ar fi primit răspunsurile la întrebările pe care le-ar fi avut de rezolvat pentru promovarea acestui concurs, iar conform informațiilor noastre, intermediar în oferirea acestor răspunsuri ar fi fost un fost jandarm colonel care este trimis în judecată într-un alt dosar pentru delapidare și cămătărie. Ancheta este la început de drum, de altfel acuzațiile formulate sunt de abuz în serviciu, însă ele sunt in rem, adică nu sunt îndreptate către o anumită persoană sau către mai multe persoane, ci e vorba doar de anchetarea faptelor până la acest moment. Însă anchetatorii au făcut percheziții atât la unitățile jandarmeriei din mai multe județe ale țării, cât și la sediul central al jandarmeriei de aici din București. Jandarmeria Română spune că este prima care își dorește și care este interesată să clarifice toate suspiciunile și că este dispusă să le pună la dispoziția anchetatorilor toate documentele necesare în această anchetă. Spitalul modular de la Lețcani rămâne închis din cauza problemelor tehnice la instalațiile electrică și de oxigen care împiedică desfășurarea activității medicale în condiții de siguranță. E decizia conducerii Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, care gestionează spitalul de la Lețcani. Proprietarul spitalului, o agenție din subordinea Consiliului Județean, spune că de fapt totul este o neînțelegere. Spitalul modular de la Lețcani a fost inaugurat la jumătatea lunii octombrie anului trecut și a fost închis în ianuarie, 3 luni mai târziu. Așadar, în tot acest interval de timp, cadrele medicale au reclamat de nenumărate ori avarii la instalația electrică. Inițial, spitalul a fost închis pentru igienizare, apoi decizia a fost menținută pentru o perioadă nedeterminată. Nu există în acest moment nicio garanție că spitalul modular pentru pacienții COVID de la Lețcani, o investiție de 14 milioane de euro, va mai fi vreodată funcțională. Conducerea spitalului de boli infecțioase a prezentat o expertiză tehnică, iar rezultatele arată o listă lungă de îngrijorări legate de siguranța actului medical. Nu sunt concludente privind siguranța funcționării acestor rețele, că inclusiv o serie de cerințe privind siguranța la incendii nu sunt îndeplinite, de asemenea eliminarea apelor pluviale n-a fost rezolvată, deci serviciul tehnic a constatat că sunt în continuare o serie de deficiențe care nu fac posibilă o funcționare în condiții sigure a unității respective. Expertiza reclamă lipsa unei schițe a instalației electrice din interior, ceea ce ar îngreuna o intervenție de urgență în cazul unei avarii, dar ridică și suspiciuni legate de alimentarea cu oxigen, în condițiile în care nu au fost menționate toate componentele ei în registru odată cu predarea. Agenția Euronest, din subordinea Consiliului Județean care administrează spitalul, spune că este vorba de o neînțelegere.
Nu sunt probleme la instalație electrică, este o neînțelegere legată de documentele aferente spitalului mobil de la Lețcani. Am pus la dispoziția colegilor de la spitalul de boli infecțioase toate planșele și schițele și nu există nicio problemă de conformitate cu stațiile de oxigen. Spitalul putea fi redeschis de pe 19 martie. Însă, deocamdată, spitalul modular este una dintre cele mai scumpe investiții pentru sistemul medical din pandemie, dar care a devenit inutilă. Aici au fost funcționale 18 locuri de terapie intensivă și încă 40 pentru pacienții cu forme medii. În spitalele din Iași sunt acum 89 de locuri în secțiile ATI COVID și încă 500 pentru cazurile medii, 385 cu posibilitate de administrare de oxigen. Johnson & Johnson întrerupe livrările de vaccin în Europa după ce Statele Unite au anunțat că vor suspenda pe o perioadă nedeterminată imunizarea cu acest ser. În aceste condiții, evident că nici dozele așteptate mâine în România nu vor mai ajunge, autoritățile americane analizează cazuri severe de cheaguri de sânge apărute la persoanele imunizate cu acest vaccin, dintre care una a murit și alta este în stare critică. Este vorba despre 6 cazuri din cele aproape 7 milioane de persoane vaccinate cu Johnson & Johnson. Toate sunt femei, a căror vârstă variază între 18 și 48 de ani. Primele efecte adverse au apărut între 6 și 13 zile de la administrare. Anunțul vine în contextul în care vaccinul AstraZeneca a provocat îngrijorări tot din cauza cheagurilor de sânge. Agenția Europeană a Medicamentului a stabilit că există o legătură între cheagurile de sânge și vaccinul AstraZeneca, dar nu au fost identificate cauzele exacte. Și pauză. Când ne întoarcem, stăm de vorbă cu profesorul, cu celebrul neurochirurg Vlad Giurea, invitatul nostru în studio. Vă așteptăm!